Evaluarea activităților educaționale ale anului de studii 2010-2011, precum și problemele existente în sistemul de învățământ, au fost discutate joi, 25 august, la conferința cadrelor didactice din Raionul Briceni, cu genericul Managementul schimbării în contextul școlii prietenoase copilului. În raportul șefului Direcției Generale de Învățământ, Tineret și Sport Briceni, Vitalie Știrbu, au fost menționate succesele și problemele anului anterior de studii și obiectivele ce urmează a fi realizate în viitor. Cea mai strigentă problemă la momentul actual este optimizarea, dar după cum a menționat domnul Știrbu, optimizarea este un proces inevitabil, deoarece fiecare copil trebuie să aibă acces la o educație de calitate. Pentru a crea școli de circumscripție, întreaga Republică are nevoie de 386 de autobuze, iar Raionul Briceni de vreo 5. Domnul Știrbu a menționat că Direcția de Învățământ împreună cu conducerea Raionului vor căuta metodele cele mai eficiente pentru ca să nu sufere nici copiii, nici pedagogii. Noi deja am început acest proces, vreau să vă spun că noi în primul Consiliu Raional am discutat acest subiect de mai multe ori și vrem ca acest proces să fie petrecut în Raionul Briceni fără mari dureri. De aceea, cele 160 ceva de unități care trebuie să fie reduse pe parcursul acestui an de învățământ, noi deja le-am găsit și vreau să spun că în multe instituții unde vor fi ele implementate, deci practic nu se va simți. Adică, nicătând că se vor reduce unele clase, nicătând că vor fi careva schimbări, totuși majoritatea pedagogilor vor rămâne mai departe în funcții lor și vor avea posibilitatea ca să primească salariul respectiv. De asemenea, domnul Știrbu s-a referit și la problemele liceilor. Regulamentul de anul acesta impune că numărul elevilor în clasele de liceu trebuie să fie câte 20 în fiecare clasă în sate și câte 25 în orașe. Din cele 34 de școli din raion, 15 sunt licee, ceea ce este foarte mult, a spus dumnealui. S-a menționat faptul că toate școlile sunt pregătite pentru a începe noul an de studii. Cu ajutorul părinților, a conducerii raionului și administrațiilor publice locale, toate școlile au fost reparate. Liceilor și gimnaziilor, cel mai bine pregătite, li s-au înmânat diplome și premii bănești. Pe licee, premiul mare l-a luat Liceul Teoretic Tețcani, iar pe gimnazii, cel din Larga. În privința aprovizionării cu cadre didactice, Raionul Briceni nu întâmpină greutăți, atâta doar că tinerii specialiști nu sunt prea bine pregătiți de lucru. Foarte multe cazuri se mai atestă că tinerii specialiști, din păcate, nu sunt pregătiți pentru a începe lucru. Este regretabil acest fapt, dar este o realitate. Și atâta timp cât această realitate există, noi nu trebuie să o dosim, noi trebuie să o spunem. Și dumneavoastră sunteți cei care trimiteți tinerii la învățat. Acolo ei trebuie să primească cunoștințele respective. Eu vorbesc nu numai de cei care absolvesc instituțiile superioare de învățământ. Am foarte multe rezerve chiar și la cei care vin cu diplomă de masterat. Credeți-mă, dar dumneavoastră cunoașteți mai bine acest lucru, fiindcă toți acești tineri nu lucrează la noi în direcția de învățământ, dar activează în școlile dumneavoastră. În același timp, șeful Direcției Învățământ a adus mulțumiri pedagogilor care au contribuit la performanțele elevilor, accentuând de asemenea importanța calității studiilor. Dacă noi vrem să avem o societate sănătoasă, dacă vrem să avem niște copii într-adevăr deștepți care ne vor reprezenta raionul nu numai în Republică, dar și în întreaga lume, accentul trebuie anume să fie pus pe calitate. Grație calității studiilor, în anul de învățământ 2010-2011, 54 de elevi raionul Briceni au participat la concursurile republicane, 9 dintre ei venind cu premii. La finele anului școlar, procentul reușitei a constituit 99,50. La BAC, media a constituit 7,58%, raionul Briceni ocupând locul 2 pe Republică. De asemenea, participanții la conferință și-au expus doleanțele, propunerile și problemele. Cei prezenți în sală au avut posibilitatea să adreseze întrebări prim-ministrului Republicii Moldova, care a participat la conferință. Premierul i-a felicitat pe pedagogi cu ocazia apropierii noului an de studii și a menționat că situația din domeniul învățământului nu este simplă, dar avem și realizări de care ne bucurăm. Vreau să spun că și la nivel practic, a fost întreprins un șir de acțiuni, asta vizează și majorarea salariilor, care vine să fie în trei etape, prima majorare cu 24% la începutul anului curent, 12,5%. Vreau să spun astăzi aici că la 1 septembrie, așa cum s-a vorbit și cum s-a aprobat prin hotărârea de guvern, va veni cea de-a treia majorare cu 12,5%. Procente care, dacă este să le însumăm, aparent reprezintă valoarea, dar în realitate, sigur, nu duce la
asigurarea pe deplin a necesităților dumneavoastră care munciți și asigurați viitorul Republicii Moldova prin transmiterea cunoștințelor către copiii noștri. Asta înseamnă că este un început pe care trebuie să-l continuăm. Premierul s-a referit și la noul cod al educației, document care va viza o perioadă de 15 ani. Filat a accentuat că obiectivul principal al guvernului în domeniul dat este asigurarea unui proces educațional de calitate. Printre obiectivele stabilite pentru anul viitor este asigurarea tuturor școlilor din țară cu câte o sală de calculatoare. La rândul lor, participanții la conferință au mulțumit prim-ministrului pentru implicarea personală în soluționarea problemelor cu care se confruntă sistemul educațional din țară. Totodată, profesorii au remarcat faptul că numărul copiilor de vârstă școlară a scăzut și acest proces ar putea fi diminuat dacă vor fi create condiții prielnice pentru ca cetățenii aflați peste hotare să se reîntoarcă în țară. Întrebând profesorii cu care probleme s-au confruntat în anul precedent și ce așteaptă de la anul nou de studii, dumnealor au dat un răspuns optimist. De la nou an de studii așteptăm niște elevi activi, care să fie dornici de carte și pedagogi sănătoși, optimiști, să poată rezista tuturor problemelor. Probleme nu le avem, pentru că, iată, și dacă o școală se spune că probleme nu le are, pentru că toate problemele le rezolvăm în interior și până când probleme majore nu avem. Să zic așa, probleme mari nu prea am avut. Așteptăm la un nou an să avem sănătate, să putem avea multe performanțe ale copiilor, fiindcă acesta este succesul nostru. Așteptăm, în primul rând, sănătate mari, performanțe, copii dotați, copii educați. Care probleme v-ați confruntat anul precedent? Așa să spunem că am avut probleme chiar așa profunde, n-aș putea spune. Ei, totuși, numărul de elevi ne mai scade, mai puțini elevi de acum avem. Dar așa, în general, suntem mulțumiți de lucrul. Ce ați aștepta dumneavoastră ca să discute la această conferință? Cei ce m-a așteptat, am văzut că a fost un raport destul de amplu și profund și niște direcții destul de plăcute pentru de a începe un nou an de învățământ, mai ales pentru noi pensionari. Problema principală ca în fiecare școală, cred că mai lasă de dorit motivația copiilor pentru învățare. Doresc cumva să mai avem unele direcții sau unele îndrumări să facem ca totuși copilul, părinții în primul rând, să întoarcă cu față spre școală ca să fie o motivație a copilului pentru știința de carte. Noul an de studii de asemenea va avea și realizări și probleme care vor depinde nu numai de pedagogi, dar și în mare parte de elevi și părinților.